Vedeți ca să ne uităm în textul Scripturii și să vedem că în Geneza, capitolul 42, versetul 1 până la 4, se întâmplă ceva. Vine o foamete puternică în partea aceea de lume. Citesc, spre exemplu, Geneza, capitolul 42, versetul 1. Când a auzit Iacov, Iacov fiind tatăl lui Iosif, că este greu în Egipt, a zis fraților săi, fiilor săi, pardon, pentru ce stați și vă uitați unii la alții? Ăștia de foame să uita unii la alții, nu mai aveau ce să mănânce. Imaginați-vă ce, trecea prin mintea lor. Și a zis, iată, aud că este greu în Egipt, coborâți-vă și cumpărați-ne greu de acolo ca să trăim și să nu murim. Tatăl are o idee și îi expediază pe cei ce stăteau privitori unii la alții și se duc în Egipt ca să cumpere de acolo greu. Versetele 6 până la 8 ne spune momentul în care se putea declanșa răzbunarea, Frații lui Iosif ajung în fața lui Iosif și Iosif spune versetul 7, cum a văzut pe frații săi, i-a cunoscut, dar, dar s-a făcut că le este străin, le-a vorbit aspru și le-a zis, de unde veniți? Ei au răspuns, venim din țara Canaan ca să cumpărăm merinde. Și acum este momentul în care Iosif putea să se răzbune, totuși nu o face. Însă ceva parcă ne dă speranță că se va răzbuna ca într-un film de acțiune și următoarele versete de la 9 la 12 îl vedem pe Iosif că îi acuză de spionaj. Și spune, nu voi ați venit în Egipt ca să vedeți locurile slabe ale țării, ați venit ca să spionați țara, ca să o cuceriți. Nu aveau cum să dovedească că nu este așa. Într-un final, li se dă drumul spre casă. Și așa se încheie capitolul 42. Capitolul 43 începe cu o nouă călătorie, Greul a fost mâncat și nu mai aveau cu ce să fie hrăniți, se întorc înapoi la Iosif și în 43, 43 versetul 1, foametea bântuia greu în țară, citesc din versetul 1. Când, ai, când au isprăvit de mâncat greul pe care îl aduse din Egipt, Iacov a zis din nou fiilor să-i duceți-vă iarăși și cumpărați-ne ceva merinde. Și oamenii aceștia se duc din nou în fața lui Iosif. Iosif de data aceasta și intriga se complică atunci când ei pleacă înapoi spre tatăl lor cu desagii plini, plantează probe incriminatorii și pune paharul său a lui Iosif la gura sacului lui Benjamin, a fratelui său. Numai ce au ieșit din cetate și vin gărzile egiptene, îi opresc și încep percheziția. Și ce să vezi? Începe de la Iuda, de la cel mai mare, caută și ei spun, domnule, degeaba cauți la noi, nu găsești nimic, noi suntem curați. Stai să vezi și îi ia pe fiecare în parte 11 persoane și ajunge la a 11-a persoană la Benjamin. Și când deschide sacul, proba plantată într-un mod foarte fin se găsește. Și îi zice, Iosif s-a purtat cu atâta bunătate față de voi, de ce ați făcut o nelegiuire atât de mare și ați furat paharul lui Iosif? Și aici ai spune, uite-te ce plan bine pus la punct, gata oamenii ăștia să fie închiși cu probe, dosarul făcut complet. Orice judecător din lumea aceasta, bine, mai puțin în România, chiar ar trebui să facă mai multe anchete, i-ar fi condamnat. Versetul 45, capitolul 45, pardon, versetul 1 și 8. Uitați-vă ce se întâmplă. Ei se întorc, sunt în fața lui Iosif. Versetul 1, citesc din Geneza 45. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor care îl înconjurau și a strigat, scoateți afară pe toată lumea. Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi, eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu. Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi, apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat. El a zis, eu sunt fratele vostru, Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Și uitați-vă momentul în care Iosif se descoperă. Până atunci vorbea printr-un traducător, în momentul ăla vorbește pe evreiește, se descoperă înaintea lor, eu sunt fratele vostru. Și în loc să se răzbune, așa cum ar trebui să decurgă filmul, în loc să fie sânge, în loc să fie răzbunare, Iosif procedează într-un cu totul și cu totul alt fel. Noi ca oameni suntem construiți în firea noastră cu capacitatea de a ne răzbuna. Eu vreau să te gândești pentru câteva clipe la o persoană care ți-a făcut rău. Hai că nu-i greu. Poate că n-ai venit încoace la semafor. Să vă dau un exemplu din viața mea, unul banal, Eram la Lugos, în urmă cu mulți ani de zile, luna august. Cred că niciodată pe pământ n-a fost mai cald ca atunci. Stăteam într-un într apartament cu o cameră, ca să nu-i zic garsonieră. Dormeam pe o canapea pentru că așteptam să vină un, cap, un, un pat mai mare împreună cu soția mea, la parter. Nu vă pot povesti cât de grele erau nopțile, o căldură teribilă, infernală. Vecinul de la 1 avea televizor și știa să se uite la televizor numai cu sonorul dat la maxim, numai de la ora 10 seara încolo. Iisuse, Doamne, și nu mă puteam deloc odihni. Și datorită căldurii, și a și și a sonorului deosebit de tare. Ce gândeam eu în momentul acela? Ce ați fi gândit voi? Ca să nu mă acuzați pe mine prea tare. Îmi imaginam așa. Mă ridic din pat, nici nu mai mă schimb. Mă duc așa, urc scările, nici nu mai bat la ușă. Intru. Pun mâna pe televizor și nu contează. Poate să fie și din ăla diamant. Din... Îl iau și vroiam să mă răzbun. Domnule, mă simțeam cumva și îndreptățit. Adică e vorba de somnul meu. E vorba de dreptul. Nu vreau nimic altceva decât să pun pleoapă pe pleoapă și să dorm și eu. Dar lăsați-mă să dorm. Bine, am avut și alte scenarii, nu vi le pot spune că sunt și copii aici. Dar nu e așa că la un moment dat suntem justificați să vrem să ne răzbunăm. Să vrem să dăm mâna cu cineva. Să vrem să facem na, na, na la cineva. Vorbesc aici despre acea stare spirituală inexplicabilă. N-ai cum să ieși de acolo. Oare de ce? Nu mai simți, nu vezi, nu crezi. S-ar putea ca în seara asta Domnul să intre în în cel mai dosit și întunecat ungher a inimii tale. Acolo unde există scenariul ăsta în mintea ta, cu dinții strânși până când să se fisureze, cu pumnii strânși încruntat, ești gata în mintea ta. O singură ocazie să ai, una cât de mică, să-i spui tu. Să-i să spui de să-l usture. Să-l doară. Pentru că te-a făcut să suferi. Și cele mai mari traume, cele mai mari dureri în viața ta sunt datorită lui, datorită ei sau a lor. Unii oameni habar nu au că tendințele acestea ale inimii care sunt atâta de perfide, ascunse sub pliurile cele mai adânci ale sufletului nostru, care răsar numai în momente de criză, care sunt scurte ca un fleș, numai la întuneric, numai noaptea în care, mă, nici nu știu, au fost vis sau realitate când te gândeai să te răzbuni, dar lucrurile astea sunt cu adevărat o închisoare pentru sufletul nostru. Foarte mulți oameni nu cresc spiritual, pentru că în inima lor domnește tendința de a se răzbuna. Unii planifică răzbunarea, alții ce să mai se și roagă pentru asta, alții chiar îi spun Domnului, Doamne, dar fă ceva! Du-te, Doamne, dă-i o boală! Fă-i ce! Lasă că Dumnezeu Iisus și nu doarme! Dragii mei, atunci când te poți răzbuna, nu doar să vrei, ci și te poți răzbuna. Haideți să ne uităm în viața lui Iosif și să vedem ce învățăm de la el. Atunci când te poți răzbuna, prima lecție, fii conștient de planul lui Dumnezeu. Când te poți răzbuna, fii conștient de planul lui Dumnezeu. Nu te uita la planul tău? De ce să mă uit eu la planul meu, ticluit de mine sau sugerat de altcineva? uită-te, fii conștient de planul lui Dumnezeu. Și voi citi din Geneza 45 în continuare, versetul 5. Iosif stă de vorbă cu frații lui și el zice așa. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici. Și uitați-vă. Iosif este conștient de planul lui Dumnezeu. Căci ca să vă scap viața, m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Și te rog, sublinează, m-a trimis Dumnezeu. Iată, sunt doi ani de când bântuie foamea în țară și încă cinci nu va fi nici arătură nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis și sublinează Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Versetul 8. Așa că nu voi m-ați trimis, ci Dumnezeu și subliniez Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui, cărmuitor al întregii țări. Grăbiți-vă de la tatăl meu și spuneți așa a vorbit fiul tău Iosif și din nou, Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul, coboară la mine și nu zăbovi. Atunci când Iosif se poate răzbuna, ar putea să o facă și de ești și tu în postura asta, Dragul meu, eu te chem, fii conștient de planul lui Dumnezeu. Asta îl salvează pe Iosif de la a face una dintre cele mai mari atrocități, pentru că dați-mi voie să spun ceva, o chestiune personală. Cred că a te răzbuna este esența, una dintre chestiunile care fac esența răutății umane. Una este să produci rău din greșeală. Iartă-mă, îmi pare rău, n-am vrut. Alta este să o faci neintenționat. Alta este să o faci la mânie. Te-ai supărat, te -ai... ai fost atât de mânios încât. și alta este să stai acasă, să le socotești, să le plănuiești, să răzuiești, nu-i bine așa, fac altfel. Este o chestiune malefică. Atunci când poți să te răzbuni, atunci când îți stă înainte calea de răzbunare, dragul meu, fii conștient, nu de planul tău, nu de propria ta agendă, ci de planul lui Dumnezeu. Și aici Iosif spune, nu voi m-ați trimis, ci Dumnezeu. Dumnezeu a avut un plan, un plan ca să salveze viața tatălui meu, un plan ca să salveze viața voastră. Dumnezeu a avut un plan să salveze sămânța voastră, neamul să nu piară. Și uite-te ce perspectivă, cât este de conștient Iosif de planul teist, de planul lui Dumnezeu, nu de planul uman. Noi ne uităm la știri și vedem ce se vede. Noi ne uităm la viața noastră, la fapte și concluzionăm în urma ceea ce se vede. Iosif se uită la ceva ce nu se poate vedea cu ochiul. Se uită la ceva ce se numește planul lui Dumnezeu și este conștient de asta. Te chem pe tine în seara asta să fii conștient de planul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan. Are un plan cu tine, are un plan cu familia ta, cu frații tăi, cu biserica ta, cu orașul acesta, cu oamenii de pe scara ta, cu vecinul de la unul care te umple de nervi. Dumnezeu are un plan. Fii conștient de asta. Cu omul care te-a rănit cel mai mult. Dragul meu, Dumnezeu are un plan cu el. Fii conștient de asta. Are un plan chiar și cu tine. Nu-ți lăsa inima să fie amărâtă de durere, de frustrare, de rană, ceea ce salvează sufletul meu este planul lui Dumnezeu. Ceea ce salvează sufletul tău dintr-o posibilă închisoare denumită răzbunare este planul lui Dumnezeu. Doamne, îmi dau seama, recunosc, vreau să înțeleg că Tu ai un plan. S-ar putea să nu înțelegi, însă te rog în seara asta, ochii tăi să nu mai fie asupra rănilor, a cicatricilor tale, te provocă în seara asta, ochii tăi să nu mai fie asupra persoanelor care te-au rănit și ți-au produs durere, ci ochii tăi să fie asupra, țintiți asupra lui Dumnezeu. Uite-te la planul lui. Am avut în viață câțiva oameni care au ucis tot ce a fost frumos în mine. Tot ce a fost neted și complet a fost ciobit, zgâriat și distrus. Stau în fața voastră ca unul care aș avea foarte multe motive de răzbunare. Mi-am făcut planuri în adolescența mea să mă răzbun. Am trăit pentru asta. Este momentul în care a intervenit Dumnezeu în viața mea. Nu mi-a mai consumat timpul, energia, mintea. De acolo încolo au mai fost oameni care s-au ținut bine de slujba lor și au ucis tot ce a fost mai bun și mai frumos. Astăzi n-aș sta în fața voastră, nu în postură asta, dacă Dumnezeu nu mi-ar fi spus, Alex, uite-te la planul meu, eu am un alt plan. Nu te uita la planul lor, îți vei îți vei îngusta atât de mult viitorul, te vei înnegri atât de mult până când te vei usca, vei ajunge un nenorocit în mijlocul deșertului. Ascultă-mă bine, în a te răzbuna nu este nimic nobil, nimic sfânt și eliberator. Răzbunarea te aruncă într-un hău, într-un abis al întunericului. Iosif scapă scapă de capcana aceasta pentru că el se gândește la planul lui Dumnezeu. Dragul meu, dăm voie să te întreb și te rog răspundeți înaintea Domnului în nopțile tale. Atunci când ești tu singur, fie conduci și ei curbele, nici măcar nu te mai gândești. Pentru că ești atât de departe plecat cu gândul la oamenii care te-au rănit și traumele tale. La ce te gândești? Te gândești la cât de tare te doare te gândești la cum s-a putut întâmpla așa ceva? Cu cât te gândești mai mult, cu atât ideea răzbunării se întărește tot mai tare. Schimbați perspectiva și mută-te de la ideea aceasta la planul lui Dumnezeu. dă voi voie să citesc din Psalmul 56. David trece printr-o astfel de experiență și David spune în felul următor: Ai milă de mine, Dumnezeule! căci niște oameni mă hărțuiesc. Toată ziua îmi fac război și mă chinuiesc. Toată ziua mă hărțuiesc potrivnicii mei. Sunt mulți și se războiesc cu mine ca niște trufași. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Într-una ei îmi ating drepturile și n-au decât gânduri rele față de mine. Cu alte cuvinte, este justifi... ar fi justificată răzbunarea. Uneltesc, pândesc și îmi urmăresc pașii pentru ca să-mi ia viața. Ei trag nădejde să scape prin elegiuirea lor. Și uite ce spune cuvântul Domnului Vrăjmașii mei dau înapoi în ziua când, strig, când te strig. Știu că Dumnezeu este de partea mea. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul lui. Da, mă voi lăuda cu Domnul și cu cuvântul lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Când ești atent la planul lui Dumnezeu, te uiți la oamenii care te pândesc, te urmăresc, îți urmăresc pașii, te chinuiesc, te asupresc și vor să-ți facă rău. Când te uiți la Dumnezeu, îți pui o întrebare retorică. Ce pot să-mi facă niște oameni? Ascultă-mă bine, nu te mai du în trecut. Nu-ți mai analiza prezentul în care ești rănit, pentru că vei vedea, oamenii te vor năpădi. Nu vei mai avea nicio șansă. Nu vei putea râde, nu te vei putea bucura, nu vei putea înainta, nu te vei putea ruga, nu te vei putea închina, nu vei putea face nimic, te vei îmbolnăvi și vei ajunge în pământ. Însă David spune, în toată situația aceasta, eu mă încred în Domnul și în cuvântul lui. Pentru că văd în cuvântul lui că el are un alt plan. Și când pui în balanță planul lui Dumnezeu cu planul oamenilor care te urmăresc și te pândesc, îți dai seama ce pot să-ți facă niște oameni? Hei, ce-ți poate face șefulețul ăla care aleargă după tine și caută să-ți bage de vină? Ce poate să-ți facă o rudenie de-a ta, oricât de apropiată ar fi? Chiar și argumente să aibă în fața lui Dumnezeu. Nimeni și nimic nu poate sta în picioare. De te chemă în seara aceasta, omule, nu te mai abandona trecutului, a sentimentelor acestora. Nu te mai uita și nu mai analiza oamenii care ți-au făcut răul. Uită-te la Dumnezeu, fii concentrat pe planul lui. Și David ne spune aici, Doamne, eu mă gândesc la tine și la cuvântul tău. Planul lui Dumnezeu pentru tine este în cuvântul său. Și în planul lui descoperim următoarele chestiuni care sunt extraordinare. Deschideți, spre exemplu, în Isaia, capitolul 42, versetul 3, și spune așa, Trestea frântă, el nu va rupe. Fitilul care abia mai fumegă, el nu-l stinge. El este Domnul care știe să repare, să reconstruiască și să ridice. Tu poate te gândești în seara asta aici că viața ta este făcută cioburi, țândări, praf. Pentru că ai fost atât de tare afectat, dragul meu, trebuie să-ți spun, Dumnezeu are un plan cu tine. Dumnezeu are un plan cu viața ta, așa cioburi cum este. Lasă-l pe el să lucreze. Nu-ți orchestra singur reabilitarea, ridicarea, răzbunarea. Lasă-l pe Dumnezeu. Fii conștient de planul lui. Nu te uita la planul pe care s-ar putea să-l aibă cineva pentru tine. Uită-te la planul pe care Dumnezeu îl are. De nu îl știi, privește în cuvântul Domnului. Voi citi din Ioan, din capitolul 3, despre planul lui. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu tot așa, trebuie să fie înălțat și fiul omului. Pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică, iată planul lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în el și iată planul lui Dumnezeu să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iată planul lui Dumnezeu. În adevăr, n-a trimis pe fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Iată planul lui Dumnezeu. Și trebuie să spun, Dumnezeu are un plan cu tine, cu viața ta și are un plan chiar cu oamenii care te-au rănit, chiar cu oamenii care au pricinuit cele mai mari dureri în inima ta. Dumnezeu are un plan. Fii conștient de asta. Și dacă ești cumva în seara asta pornit, gata, numai să apeși pe buton ca să te răzbuni, omule, oprește-te. Oricât de bun ar fi planul tău, fii conștient de planul lui Dumnezeu. Fii conștient de planul lui Dumnezeu. În al doilea rând, a doua lecție pe care o învățăm din ceea ce se întâmplă în viața lui Iosif. Când te poți răzbuna, fii pregătit să acționezi cu dragoste. Fii pregătit să acționezi cu dragoste. Uite ce spune cuvântul Domnului mai departe. Citesc versetul 10 și 11. Le spune lor, acelora care l-au îndurerat, l-au traumatizat, l-au nedreptățit. Vei locui în ținutul Gosen și vei fi lângă mine, tu, fii tăi și fii fiilor tăi, oile tale și boii tăi și tot ce este al tău. Acolo te voi hrăni, căci vor mai fi încă cinci ani de foamete și astfel nu vei pieri tu casa ta și tot ce este al tău. Citesc versetul 14 și 15. El s-a aruncat pe gâtul fratelui său Beniamin și a plâns. Și Beniamin a plâns și el pe gâtul lui. A îmbrățișat de asemenea pe toți frații lui plângând. După aceea frații lui au stat de vorbă cu el. Dragul meu, în momentul în care ești gata să te răzbuni sau ai gândul răzbunării, fii pregătit să acționezi cu dragoste. Este conștient Iosif de planul lui Dumnezeu și planul acesta lui Dumnezeu se concretizează în inima lui și el este gata să acționeze cu dragoste. Și acum vreau să spun asta. Care este momentul cel mai bun de evangelizare? Care este momentul cel mai bun de intrare în inima unui om care a făcut cele mai mari rele? Știi care este momentul acela? În momentul în care se întoarce din nou spre tine. Și pe când tu ai putea să te răzbuni, pe când tu ai putea să-i întorci dinte pentru dinte, ochi pentru rău, sau rău pentru rău, în momentul acela ai ocazia cea mai mare de evangelizare. Ai ocazia cea mai mare să-l întorci, să-i schimbi viața acționează cu bunătate, cu dragoste. Asta face Iosif. Iosif zice, voi m-ați vândut, eu, eu n-am mai avut haina pe care mi-a dat-o tata din cauza voastră. Eu n-am mai mâncat mâncare pe care o mâncam, eu am suferit, am plâns, m-am chinuit, am fost disperat, voi înțelegeți asta? Și își deschide brațele și se duce și îi îmbrățișează. Îi sărută, plânge pe umărul lor, și le promite, le făgăduiește, le spune: Veniți la mine. Am să vă dau mâncare. Am să vă pun în Ținutul Gosen, în Ținutul cel mai bogat. Oile voastre, afacerea voastră va prospera. Hei, Iosif, ești prea darnic. Acum, o să te iei de prost. O să te mai vând o dată. Nu uita trecutul. Trecutul se repetă. Iosif, ia-ți o marjă de eroare. Fii precaut. Iosif, ține la de depărtare. Iosif, nu procedezi bine. Dacă ar fi urmat astfel de sfaturi, nu ar fi acționat după planul lui Dumnezeu și n-ar fi fost o imagine cristică vechi testamentală. Pentru că fix asta zice Hristos în Vechiul Testament și să nu mai spună cineva că există diferența între Vechiul Testament și Noul Testament. Pentru că uitați-vă ce spune Domnul Iisus Hristos atunci când El vorbește cu ucenicii, că atunci când El se roagă, prin faptul că vă veți iubi, toți oamenii, toți oamenii vor cunoaște că voi sunteți ucenicii mei prin faptul că vă veți iubi, nu că vă veți răzbuna. Oamenii care l-au traumatizat cel mai mult pe Iosif au fost frații lui. Să știți că asta, asta este o regulă și în ziua de astăzi. Oamenii care pot, te pot traumatiza cei mai mult sunt părinții tăi, frații tăi de trup sau frații tăi din biserică. Deși noi spunem și tragem nădejde să fie numai dragoste, pace și voie bună, he, he ce bine ai la impact! S-ar putea, exact în biserica asta, să fie unii frați, unele surori care să te traumatizeze cel mai tare. S-ar putea, nu-mi doresc asta, ne rugăm să nu se întâmple asta, s-ar putea să fie posibil. Însă, dragul meu, tocmai de-aia Domnul spune, prin faptul că vă veți iubi voi unii pe alții, Acum să iubești o terță persoană. Mirel de pe strada nu știu care. Nu ți-a făcut nimic, te întâlnești cu el odată pe lună, atunci când trebuie să plătești uh, asociația, asta este. Bună ziua, bună ziua, Mirel, ce mai faci? Și atât. Însă când te întâlnești zilnic, săptămânal, cu o persoană care vezi că de la săptămână la săptămână începe să-și dea ochii peste cap când te vede, auzi că te bârfește, auzi că vezi că nu te ajută, vezi că îți produce rău. Toată lumea zice, na, asta e biserică? Na, ăștia sunt frații tăi, știi ce ar merita? Lasă-mă să-ți dau câteva sugestii, nu mai vorbi. Cel puțin nu cu el, vorbește despre el cu alții. Mm -hmm. Nu-l mai ajuta, nu mai băga în seamă, nu mai da mâna cu el. Du-te, domnule, vezi de treaba ta. Asta ar face orice om. Și când prinzi momentul, arde-l, nu-l lăsa, viața e dură. Însă Hristos zice, prin faptul că vă veți iubi unii pe alții, vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Pentru că oricine știe să-și iubească binefăcătorul. Bine, unii mai mușcă și mâna care îi hrănește, dar asta este altă, asta este altă predică. Dar oricine știe să aprecieze, să iubească pe cineva care vine și îl apreciază, contribuie, îl bate pe umăr, este de partea lui. Hristos spune, voi să vă iubiți voi, frații între voi. De ce? Pentru că între frați se greșește cel mai mult. Cel mai mult se greșește. Și aici știu că vreo câțiva erați gata să ziceți, amin frate, așa este. Dar v-ați abținut. Dar asta este realitatea. De aia Domnul spune, hei, când fratele tău ți-a greșit, când sora ta ți-a greșit, ai ocazia cea mai mare să faci ca împărăția lui Dumnezeu să se extindă, acționând cu dragoste. Oricine ar ști să-i arate obrazul, oricine ar ști să se răzbune, însă asta vine numai pe linie divină, direct de la Hristos, ce iubește, iartă, binecuvintează, ridică, dăruiește, asta vine numai de la Domnul. De aia trebuie să-ți spun în seara asta, dacă cumva ai ideea răzbunării sau există acolo ceva în inima ta care te îndeamnă să-l respingi pe fratele tău, pe sora ta, de corp sau de credință, dragul meu, acționează, fii gata să acționezi cu dragoste. Oprește-te! Trebuie să oprim cancerul acesta din familiile noastre și din bisericile noastre. Nu trebuie să ne urâm! Nu trebuie să ne gândim la cum să ne răzbunăm pe frații noștri pe surorile noastre. Asta nu aduce nimic altceva decât boală. Boală în trupurile noastre, în ducurile noastre și în bisericile noastre. Iubește-ți fratele care îți greșește. Iubește-ți, acționează cu dragoste față de sora care știi că ți-a greșit. Dragul meu, trebuie să-ți spun asta. Nu vei cunoaște nici botezul cu Duhul Sfânt, nici creștere spirituală, nici înaintare în slujire atâta vreme cât nu acționezi cu dragoste față de cel care vrei să te răzbuni. Te spuneam, Domnul s-ar putea să intre în pliurile cele ascunse și bine mușamalizate ale inimii tale. Lasă-l pe Domnul să facă asta. Lasă-l să scoată de acolo din adânc lucrurile care s-ar putea să fie, să te sperii și tu de ele. Acționează, fi gata să acționezi cu dragoste. În Ioan, capitolul 8, versetul 1 până la 11, Înaintea Domnului este adusă o femeie prinsă în preacurvie. Oamenii drepți din vremea respectivă s-au dus la Domnul, bineînțeles, ca să îl ispitească sau ocazia și să se răzbune și spun, hei, învățătorule, tocmai am prins pe o femeie în timp ce păcătuia. Ce zici? Cum ar trebui să acționăm? Hai să ne răzbunăm. Și Domnul dă un principiu și spune în felul următor. că ei nu încetau să-l întrebe. El s-a ridicat în sus și le-a zis. Cine dintre voi este fără păcat? Să arunce cel din tâi cu piatra în ea. În cel pe care l-ai văzut ca păcătuit față de tine, față de comunitate, Domnul spune, nu pune mâna pe piatră. Nu pune mâna pe ciomag calmează-te. Tu nu le ai pe ale tale? Ce-ar fi în seara asta fiecare dintre noi să arătăm cu degetul spre fiecare care ne-a greșit? E la liber. Am fi uimiți câte degete s-ar arăta spre noi. Și tu mi-ai greșit. Și tu mi-ai greșit. Și tu mai greșit. Nici tu nu te-ai purtat cum trebuie cu mine. Și deodată ar trebui să realizăm eu am pică numai pe vreo unu-doi de aici, dar jumătate din biserică arată că eu i-am traumatizat pe ei. Domnul zice, vrei să arunci cu piatra? Dacă tu n-ai niciun păcat, ești liber să o faci. Acum dați-mi voie să ne uităm la viața lui Iosif de la un cap la altul. Nu ăsta a fost principalul, uh, nu a fost ăsta un, n-ar scu, scuza uh, uh, răzbunarea, dar uitați-vă la un aspect. Iosif, când erai tu mic, adolescent, acasă, la tata tău. Adu-ți aminte cât erai de enervant când te duceai între frații tăi și ascultai tot ce ziceau ei și te duceai și turnai tot la tatătu. Cât crezi că te puteau iubi ăștia? Până când? Hai, așa azi, așa mâine. Dar cumva, Iosif, și tu le-ai zgândărit lor acolo orgoliu. Așa că și tu le-ai pe ale tale. Lasă-mă să-ți spun, dragul meu, ar trebui să faci o introspecție, să te gândești la viața ta. Și nu la ce ți-au greșit ție alții, ci la ce ai greșit tu altora. Haide, încearcă și pune-te față în față cu oglinda asta, cuvântul lui Dumnezeu, să vedem cât stai de în picioare. Bine, nu te compara cu Hitler, cu Stalin. Haide, compară-te cu Domnul. Compară-te cu standardul lui. Oare n-ar trebui să vezi că în mâinile tale ar trebui să rămână doar dragostea, nu ciocanul răzbunării, nu piatra judecății. Marea mea bucurie este că Domnul nu mă pune și nu m-a pus și nu asta este misiunea mea de a judeca pe cineva. Domnul este acela care triază oamenii cine și cum intră în rai. Nu sunt eu acela. Misiunea mea este să ajut. E că pot să te ajut cu ceva. Să gata să te ajut. Biserica aceasta, biserica în genere, trebuie să fie inclusivă, să includă pe toată lumea. Vino în biserica asta exact așa cum ești. Lasă-L pe Domnul să te schimbe. Vrem să nu excludem pe nimeni. Atunci când ai în vedere răzbunarea, fii pregătit să acționezi cu dragoste. Asta te va salva pe tine și pe cei de lângă tine. Și în ultima instanță, în seara aceasta, când te poți răzbuna, dragul meu, fii consecvent cu slujirea ta. Trec câteva capitole, mergem în capitolul 50, versetul 15 până la 21. Cornelescu uh, pune un titlu acestui pasaj, Bunătatea lui Iosif. Uitați-vă, Iosif este consecvent cu slujirea sa. Moare Iacov, tatăl lor. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis, dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care îl-am făcut, și au trimis să-i spună lui Iosif, Tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif. O, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, căci ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului Tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înainte lui și au zis, suntem robii tăi. Iosif le-a zis, fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce vedeți astăzi și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-am mângâiat și le-am bărbătat inimile. Era un moment critic, tatăl lor murise. Din nou venise momentul și, gând, și ideea, Iosif se poate răzbuna pe noi. Însă uitați-vă, când te poți răzbuna, fii consecvent cu slujirea ta. Și Iosif știa planul lui Dumnezeu, știa că trebuie să acționeze cu dragoste, și când a putut să se răzbune, a fost consecvent cu slujirea lui. Or slujirea lui era să ajute. N-avea slujirea să le facă proces fraților săi. Slujirea sa era să bage mâna în sac, să ia de acolo greu și să dea fraților săi. Asta era slujirea sa. Dacă te vei depărta de slujirea ta, da, te cred, îți vor înmuguri în minte ideea, ideile răzbunării. Însă Dumnezeu te cheamă să fii consecvent cu slujirea ta. Nu fă slujirea lui Dumnezeu. În romani spune așa, nu vă răzbunați. Răzbunarea este a Domnului. El are un statut special, el are de ce să se răzbune. Va veni o zi în care fiecare om va sta înaintea lui. Datorită sfințeniei, bunătății, a milei, datorită îndelungii lui răbdări, apoi datorită sfințeniei, a dreptății lui, el va fi legitimat să se răzbune. El, nu noi. Noi nu ne putem răzbuna. Nu suntem în legitimitate să ne răzbunăm. De ce? Haideți să nu schimbăm rolurile. Dragul meu, fără a greși, trebuie să spună seara asta, n-ai niciun drept să te răzbuni. N-ai absolut niciun drept să te răzbuni. Însă ai tot dreptul să te ții de slujirea ta. Orice s-ar întâmpla în jurul tău, Dumnezeu te va evalua după măsura aceasta. Nu te va întreba, hei, ai fost un justițiar în viața aceasta, I ai pedepsit pe oameni? Nu, te va întreba, ți-am dat un talent, ți-am dat un dar, o slujbă, te-ai ținut de slujba aceasta. Atunci când ai posibilitatea să te răzbuni, atunci când vrei să te răzbuni, dragul meu, dacă te ții de slujire, nu mai ai timp de răzbunare, pentru că slujirea e atât de grea. Slujirea necesită tot, toată atenția, toată viața, toate resursele. Dacă ești un bun slujitor, nu vei mai putea să fii un bun răzbunător. Față de toți ceilalți care s-au răzbunat, uitându-te la tine, o să spună, mă slab ești, tu nici măcar n-ai știut să te răzbuni. Dacă te implici în slujire și baci brazda adânc, dragul meu, n-ai timp să te răzbuni. Dacă ești focusat pe salvarea oamenilor, pentru că asta spune Iosif aici, Dumnezeu mi-a dat o slujire, să vă salvez pe voi, zicea Iosif, să strâng grâu și să vă dau ca să puteți să supraviețuiți, să trăiți și apoi din neamul vostru să vină Hristos care se numește Mesia și să aducă mântuirea. Iosif se ține de slujba sa. Nu știu ce va face Dumnezeu cu voi, este treaba lui. Însă știu ce trebuie să fac eu cu voi. Trebuie să vă slujesc, zice Iosif. Acum eu te întreb pe tine, dragul meu, sunt oameni care ți-au greșit. Sunt oameni care te-au traumatizat. Sunt oameni care te-au enervat și te-au făcut să te simți fără valoare. Ultimul om. Există cineva în viața ta care te-a dezumanizat? Și sunt lucruri pe care nici măcar nu le poți povesti, atât de mare este durerea? Ești într-o astfel de stare. Sau ai fost cumva într-o etapă extraordinară a vieții tale. Totul progresa. Însă, la un moment dat, totul s-a năruit. Pentru că cineva a venit și ți-a distrus visul, liniștea, pacea, siguranța, stabilitatea. Și ai trăit cele mai groaznice momente din viața ta. Ai trăit așa ceva? Atunci când te gândești la lucrurile negative din viața ta, apar oameni și tot apar și tot apar oameni față de care ai resentimente pe care nu vrei să-i vezi, nu vrei să-i auzi. Dragul meu, s-ar putea în inima ta să fie mugurii răzbunării. Sau poate chiar ai ticluit un plan perfect. Aștepți numai telefonul potrivit, ziua, ceasul, momentul potrivit. În seara asta trebuie să-ți spun, Învață de la Iosif. Fii conștient de planul lui Dumnezeu. Nu fă planul firii pământești al diavolului. Lasă ca planul lui Dumnezeu să se facă prin viața ta, în viața ta și în viața celorlalți din jurul tău. Nu căuta să te răzbuni pe părinți. Nu căuta să te răzbuni pe ei destrăbălându-te. Nu căuta să te răzbuni pe frații tăi, nici măcar pe cei din biserică. Nu spune nici măcar, îi lasă în plata Domnului. Mergi mai departe. Nu rata cea mai mare șansă pe care Dumnezeu ți-o dă. Acționează cu dragoste. Ascultă-mă bine, nu-i îndepărta pe oamenii aceștia din viața ta. Poate ei sunt prezenți acum. Acționează cu dragoste. Poate la fel ca în viața lui Iosif, vor veni peste ani și ani. Te vei întâlni cu ei. Acționează cu dragoste. S-ar putea să faci exact lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facă și prin tine omul cel mai traumatizat de acea persoană să aducă Dumnezeu salvarea acelui om. În ultima instanță spun în seara asta și te provoc conform acelora pe care le-am predicat în seara aceasta din cuvântul Domnului. Dragul meu, fi consecvent cu slujirea ta. Dedică-te total slujirii.